Salutări tuturor! Rapid învinge cu 3-0 la Mediaș pe U Cluj, iar echipa lui Bergodi prinde viteză în Liga 1, rupe blestemul deplasărilor. O victorie destul de clară pentru Rapid în fața unei echipe care avea mari așteptări înainte de acest sezon, U Cluj. Foarte multe transferuri făcute în această vară de echipa antrenată de Toni Petrea, care a arătat însă destul de rău în partida de la Mediaș. Două goluri marcate de Rapid, destul de norocos, un autogol și o minge deviată. Discutăm despre ce s-a întâmplat în partida dintre U Cluj și Rapid aici în studio, alături de Viorel Moldovan și Florin Răduceu. Bună seara, domnilor! Bună seara, Costin! Concluzii după meciul ăsta, cum ți s-a părut? Da, o prestație destul de consistentă a Rapidului. Am văzut o echipă concentrată, o echipă cu o organizare foarte bună din punct de vedere defensiv. Practic nu prea a dat posibilitatea adversarului să fie pusă în dificultate, să-și creeze ocazii. Poate puțin în a doua repriză la adăpostul celor trei goluri a mai slăbit puțin intensitatea, dar de departe Rapidul a controlat jocul. A fost într-adevăr echipa care a avut și șansă în această seară la acel gol al lui Dugancic după un corner bătut de către Cârjan. Mingea a revenit, lui Cârjan a pasat pentru Dugancic, care a șutat și mingea a fost deviată în plasa porții. Intră cu avantaj de 1-0 la pauză Rapidul. Premergător acestui gol, parcă ceva plutea în aer și erau semne vizibile că Rapidul a pus o anumită presiune pe poarta celor de la Cluj. Fungiu a avut trei situații în minutul 39, 41, 43 de a marca. Nu a marcat, a marcat Dugancic. Intră cu un avantaj de 1-0 la pauză Rapidul. După pauză reintră la fel de deciși în joc, cu un mijloc laborios, foarte, foarte generos cu efortul, echilibrat, cu un Cârjan, om de legătură acolo, un playmaker, și mă bucur că Rapidul și-a găsit în sfârșit un om de legătură, un playmaker, și chiar văd o complementaritate acolo între el și Dugancic, jucând în spatele lui. Un Dugancic iarăși bun. Fac 2-0. În urma unui autogol, o minge pusă în fața porții de către Albu după o centrare, Vătăjelul este un pic încurcat de portarul Gorgea și își trimite mingea în proprie poartă. Iar golul 3 îl marchează Papă în minutul 72. O execuție simplă, o minge care trenează în careu, rămâne acolo și o introduce în poartă oricum. Un joc bun făcut de Rapid. Astăzi parcă am văzut altceva comparativ cu prima etapă. Mi-a plăcut echipa solidă, generoasă cu efortul și concentrată încă din primul minut plus. Și-au creat foarte multe ocazii. Și Cârjan a avut o situație foarte bună în minutul 50. Am avut iarăși prin Funcio. Funcio a fost acolo. Cred că numai el a avut vreo 5 ocazii de a marca. De partea cealaltă, Cluj, o prestație foarte modestă. Așa cum spuneam înaintea jocului, când am văzut și pe foaie ce nume alinează echipa, avea așteptări mai mari, dar astăzi au fost depășiți. Radu. Da, într-adevăr, este o victorie importantă, spun, pe un teren totuși nu ușor, împotriva unei echipe la care mă așteptam mai mult. Deci o echipă Rapidului, într-adevăr, care a jucat în mod solid, consistent, o echipă care cel mai important lucru, și asta cu siguranță ușor cred că se va contura acest stil de joc al lui Bergodi, de a nu lua gol, și cred că asta este evident, fiind italian îl interesează enorm de mult acest aspect al apărării. Deci mi-a dat impresia, și nu mi-a dat, de fapt ne-a arătat, că echipa Rapidului a fost extrem de concentrată în apărare, foarte atentă, nu a lăsat aproape, să zic așa, în urma acestei concentrări și acestei atenții permanente, Clujul nu a avut aproape nicio ocazie de gol. Da, câteva aici ocazii, o situație, o situație deja la dar este în urma unei lovituri libere în sfârșit. Dar vreau să zic că
Mi-a plăcut foarte mult că este o echipă extrem de concentrată în apărare. După care, evident, că au ieșit din punct de vedere de ofensiv, au acești jucători, cum am spus la începutul emisiunii, mă așteptam la un gol de la Dunga, ceea ce s-a și întâmplat. Au câțiva jucători de la Papo, Cârjean, care într-adevăr este un jucător interesant, dar care trebuie încă să ne arate mult mai mult, dar au acest potențial ofensiv, l-au pus în, să zic așa, în valoare, ne-au arătat că sunt capabili să dea gol din lovituri libere, din corner, din și chiar din contraatac, cum am văzut la un moment dat și câteva contraatacuri interesante. Deci o echipă a Rapidului care e clar că va lupta, cred, anul acesta pentru primele locuri, pentru primele locuri mai mult decât niciodată, după părerea mea. Îmi place acest antrenor Bergodi, pentru că, repet, cred că poate să dea un stil de joc ca să-i permite lui Rapid să se bate cu cele mai mari, cele mai importante echipe din Superliga. Bun, hai să mergem la media să-l ascultăm pe Cârjean. La victorie, cum a fost? Bună seara, în primul rând, suntem foarte fericiți. Ne-am dorit foarte mult victoria, ne dorim să legăm victorii. Știam că Cluj este o echipă experimentată, dar cred că am venit aici, am arătat că suntem o echipă bună și am luat cele 3 puncte astăzi. Cum e pentru tine? Deja 2 meciuri bifate, cum te simți în cadrul echipei? Mă simt din ce în ce mai bine. Cum am spus, a fost un meci dificil astăzi. Sunt puțin lovit după acest meci, dar sper că o să fie din ce în ce mai bine. Crezi că te va ajuta această experiență la Rapid? Iată, bănuiesc că te ajută foarte mult și prezența fanilor, inclusiv în deplasare. Îți dă așa o extra motivație? Cu siguranță. Fanii sunt extraordinari, cum am spus și meciul trecut. Ne susțin din primul până în ultimul minut și victoria asta este pentru ei. Simți că anul ăsta Rapid poate chiar să realizeze, să aibă realizări chiar mai bune decât anul trecut? Sunt convins că așteptările sunt oricum mai mari, așa, din ceea ce ai văzut tu până acum. Asta ne dorim. Ne dorim la finalul sezonului să câștigăm cel puțin un trofeu și să ne bucurăm alături de fanii noștri. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos! Bravo! Cel puțin un trofeu, spune Cârjean. Da. Ce poate să ia decât poate o cupă poate să ia. Cel puțin un trofeu. Cel puțin un trofeu, a zis. Asta înseamnă cupa și campionat. Păi da. Că în rest nu e ce, supercupa ce? Și o supercupă. Supercupa o e... Și o cupă, altă cupă nu mai, că nu mai e. Păi dar mie copilul ăsta... Bine, să mai așteptăm un pic, dar... Ce? A avut o ocazie aici, nu mi se pare repriza a doua, nu? Nu a doua repriza, a avut repriza acolo. A scăpat și un reportar, a încercat să-l dizleze. Cele mai mari ocazii cu Sepsia, nu te-a convins? Nu te convinge? Mi s-a părut că a jucat mai bine în prima etapă. Prima etapă, nu? Am fost foarte atent, să știi că... Ai fost atent, eu nu prea am fost atent, dar nu mă convinge momentan. Care simte foarte bine spațiul dintre linii, se demarcă excelent acolo, între liniile adversare, unde e greu de prins, are această abilitate să se întoarcă imediat cu fața la joc, cu direcția de atac, are viziune, am văzut, leagă jocul, poate să pună în evidență jucătorii din compartimentul ofensiv cu pase. Ajunge și la finalizare, ok. A încercat să-l tribleze pe Gorgea asta, să-l se ducă în partea stângă, a fost blocat. Poate dacă încerca să finalizeze pe ieșirea portarului, că atunci e cel mai ușor de păcălit portarul când iese, și să nu... Da, aia face un atacant mai degrabă, nu? Un atacant, într-adevăr. Pare că nu are instinct totuși de killer și în prima etapă arată niște ocazii. Tot așa, păi a driblat și a scos-o de pe linia porții. Dar aici, poate acum, trebuia să dea direct pe ieșirea lui, că îl prins pe ieșire, e greu portarul să se ducă jos. Așa, a mai făcut un control, i-a dat timp să te fixeze și portarul și... Bun, nu vreau să cred că va fi un Sali un pic mai bun decât Sali. Deci atâta, nu știu. Deci nu ești convins în seara asta mă refer. Vreau să-l aștept câteva etape, 10 etape, să vedem dacă într-adevăr... Vreau să-l văd dacă dă goluri. Da. Trebuie să dea goluri. Da. Într-un fel sau altul să-mi dai goluri. Okay. Ești oricum un atacant. Bun. După care, da, cum a zis Vio, într-adevăr, e un jucător care pune... E un assist man. Poate să-ți dea niște pase importante, poate să-ți dea niște... Prin dribbling-ul lui, prin profunzimea mie care o dă. Mi se pare dar că nu, aștept, nu mă pronunț. Dă echilibru echipa, că acolo, până acum Rapid nu avea un jucător. Ioniță era, dar Ioniță era, ești dispărea din joc de multe ori. El e mai mult axial. Asta e, bravo, Vicosti. Și e mai mult axial, mai mult axial, corect. Ioniță mai pleacă de acolo în zonele laterale, poți să-l folosi, dar parcă e mai altul, e mai colectiv. Ce, joacă în zona mai dificilă, Cârjean, în centru.
se pretează mai bine pe jocul colectiv din ce am văzut Crăjan și chiar din punct de vedere tactic am văzut că închide foarte bine acolo acea zonă din spatele lui Dugandici. Construcția adversarului prin mijlocașii centrali, deci mi se pare că e o poziție care îl prinde și eu zic că gândiți-vă că e under. Da, e under, corect. Okay. Da, și e un under care îți face diferența, îți aduce ceva un under, că mulți joacă cu under care nu produc mare lucru. Da, asta e o situație, o să mai discutăm, o să vedem fazele. Da, asta e situație, dar prea puțin Costi, Cătălin Cârjan, câți ani are? 21 are. Face 20. Prea puțin, ok. Hai să-l vedem pe Mitra și apoi ne întoarcem. Grea pentru voi, mai ales prin proporțiile scorului, ce s-a întâmplat? Ați avut o jumătate de repriză, în prima repriză în care ați încercat ceva, ați avut câteva ocazii, apoi parcă ușor, ușor v-ați pierdut pe parcurs. Bună seara! Într-adevăr, o înfrângere dureroasă. Da, nu știu, e trist așa să vorbești după meciuri, suntem supărați, nu știm. Am început, cum ai spus tu, mai echilibrat meciul, dar așa per ansamblu am fost slabi și asta e azi. Știm și să muncim mai mult, n-am ce face. Ce crezi tu că n-ați avut voi și a avut Rapid în această seară? Unde s-a făcut diferența? Nu știu, e o discuție mai complexă, n-are rost, suntem la cald, exact cum am spus, e dureros, suntem supărați și nu putem să... O să avem timp zilele astea să analizăm, dar cu siguranță nu suntem afectați. Asta e, trebuie să ridicăm capul, e început de campionat, dar avem de muncă. Poate puțin și aspectul fizic să conteze, adică poate și Rapid a fost poate puțin mai proaspătă? Așa, la ce ai simțit? Da, la prima vedere te uiți la rezultat și așa, da, ai spune că... Ideea e că pe ansamblu am arătat rău și e clar, avem de analizat. Așteptările sunt mai mari decât în sezonul trecut. Ați venit foarte mulți jucători cu experiență. Chiar mă uitam, 7 sau 8 jucători, peste 200 de meciuri fiecare în prima ligă. Simți că Ucluj, bine, e cam ciudat să te întreb după meciul ăsta, dar simți că Ucluj are tot ce-i trebuie pentru, măcar pentru a nu mai avea emoții ca anul trecut și cine știe să... Emoții nu cred că vom avea, clar. Nu. De alte obiective nu e cazul să vorbim, dar... Degeaba e meciul, degeaba e experiență dacă nu demonstrezi pe teren și din păcate în seara asta am rămas dator cu acest lucru și asta e. Poate aveți și nevoie de mai mult timp pentru a ajunge să vă înțelegeți împreună? Poate nu există relații? Posibil să fie o cauză și asta. Mai multe, clar, trebuie să căutăm, să analizăm, cum am spus, dar cu siguranță nu suntem mulțumiți și vom, fiecare o să ne gândim și O să arăt. Eu sper că o să arătăm din ce în ce mai bine. Mulțumesc. Mare plăcere. Da, Mitra cu o mină foarte supărată. Da. Un jucător adus pentru a întări apărarea celor de la Ucluj, alături de Miron, adică doi jucători experimentați pentru Liga 1, însă... Astăzi au fost depășiți ușor apărarea celor de la Ucluj. Și... Când nu-ți iei și lucrurile, îți mai dai și autogol. Deci, și toți jucători cu experiență. Într-adevăr, acolo, la linia defensivă, Vătăjelu, Dimitrov în partea dreaptă, în axul central, Miron cu Mitra. Deci, astăzi au fost un pic cam în dificultate. Hai să vedem ce spune Funcho, revelația Rapidului din ultima vreme. To win the game, it's really good. You're an offensive player. You had like, I don't know, 4 chances in this game. Only you had four chances. Do you feel that Rapid is suits your style of play, or maybe you are put in, I don't know, in the offensive situations like this often? So maybe your team helps you to. Yeah, I'd say we play collective. Like I couldn't have all these chances without my teammates. And I'm proud of today's game. It was really amazing game for us and good win. This year, Rapid maybe wants, at least supporters do, want more than the last year. În acest sezon, Rapid vrea mai mult decât în sezonul trecut. Crezi că... A better position in the championship this year. Crezi că poate obține o poziție mai bună, Rapid? Yeah, I mean, it's too early to say this now, but...
E normal să spui asta. To play together as a team, I think we can achieve a lot of things. Dar trebuie să jucăm împreună, să jucăm ca o echipă ca să obținem lucrurile astea. Rapid tonight comparing the opponent, because as I don't know, in the start maybe it was two similar teams, but Rapid won with 3-0. Care a fost diferența față de adversarii în seara asta pentru? Ce a făcut diferența? Team, you know, cam jucat ca o echipă. Use each other energy, push each other. I think it gives. Ne-am folosit de energia unul altuia, ne-am împins unul pe altul și cam asta e povestea meciului ăstuia. Da, să joci ca o echipă. E simplu. Mai greu de realizat decât de spus. Că așa e simplu să spui că joci ca o echipă, dar e un jucător care... Da, astăzi a avut 5 situații de a marca el. A fost cel mai periculos atacant. Și faza golului 3 e de acolo, de aici, din insistența lui, care ține mingea în fața porții. Are viteză bună, e un jucător periculos pe contraatac. Da, sigur. E un jucător care poate ajuta foarte mult Rapid, mai ales în momentele în care va fi în dificultate, vor fi și în dificultate pe contraatac, prin viteza lui, dă profunzime, evident, echipei. Un jucător interesant. Cred că au făcut un foarte bun transfer, cel puțin până în momentul de față. Da. Și cred că va și înscrie goluri. Hai să-l auzim și pe Papo. Important was to take 3 points and important a fost să luăm 3 puncte, am meritat. I don't know if you see my celebration, but I'm waiting for baby, so aștept un copil, mă rog, soția lui așteaptă un copil. Asta e motivul pentru care am băgat mingea sub tricou. This game and the fact that you won with 3-0, I mean it's a huge score, it's a good score against a team that I believe it wasn't so weak. They are not weak. They are not weak. Cluj nu e o echipă slabă. Nu e o echipă slabă. Am făcut un meci bun. În astfel de meciuri, dacă marchezi primul, ai un mare avantaj. Am făcut asta, am marcat, apoi am controlat meciul. Pentru noi e bine asta. Lots of shots also today. Maybe do you feel comparing with the last season that Rapid wants or plays a lot more with in the opponent's field or maybe a little bit offensive too? It's different because the coach asks us to. E diferit ce se întâmplă la Rapid acum, antrenorul. So we try to make it sometimes we miss sometimes we. Antrenorul vrea să facem pressing, uneori reușim. So we can take the ball from the opponent, so we just have to continue to play like this. Trebuie să jucăm așa, trebuie să jucăm bine și cu mingea și fără mingea. Trebuie să marcăm și trebuie să continuăm să facem lucrurile astea. Anul trecut ai avut probleme medicale. Maybe Rapid fans expecting you to be one of the decisive players. Anul ăsta fanii Rapidului așteaptă de la tine să fii un jucător important. We haven't seen the best of you yet, right? Am văzut cea mai bună variantă ta până acum. Nu, bineînțeles că nu. Trebuie să mai așteptați un pic. Last season I had this problem, but sezonul trecut am avut accidentare. Dar eu cresc acum ca jucător, ca om, am ceva în minte. Nimeni nu mă poate opri, nimic nu mă poate opri în momentul ăsta. Last season it was not the same. Acum sunt și în primul 11, anul trecut n-am prea fost în primul 11, acum trebuie să continui să joc bine, să am ritm bun pe teren și să joc bine, sper să continui să marchez, să dau pase colegilor mei. So I would like to ask one question. Is it a fantasy for Rapid fans to think about the title or maybe? E o fantezie ca fanii Rapidului să gândească la titlu în momentul ăsta? European Cups in. For me, everybody can dream. Pentru mine, oricine poate să viseze, dacă fanii spun asta, nu e o problemă. Eu nu o să spun da sau nu, o să spun doar să luăm meci cu meci și o să vedem. Nu putem vorbi acum despre titluri, o să vedem, să continuăm, va trebui să continuăm să jucăm așa, să ne concentrăm pe următorul meci și după aia o să vedem. If we are in the first place, okay, dacă suntem pe primul loc, putem să continuăm să visăm. Dacă nu suntem pe primul loc, va trebui să continuăm să ne gândim, să luptăm pentru titlu. Thank you. No problem.
Da. Papo, care e introdus de Bergodi titular, nu se aștepta multă lume, adică a ridicat multe sprâncene când l-a introdus la primul meci, acum și la meciul ăsta. Are un jucător interesant, un jucător care poate să aducă și să creeze dezechilibru pentru apărările adverse, inventiv. A avut ghinionul unei accidentări grave anul trecut, dar ușor, ușor își revine și își câștigă locul de titular, se pare, în 11 Rapidului. Hai să-l auzim și pe Nistor. S-a făcut diferența. Bună seara. Au fost, cred eu că au fost echipa care a meritat să câștige această seară. Îi felicit pe această cale. Deși scorul este mult prea mare, cred eu, asta este. Trebuie să fim mai atenți pe viitor, să ne facem greșelile care le-am făcut în seara aceasta. Dacă mă duc bine aminte, în ultimul meci din campionat cu Rapid, ați jucat total diferit. Ba chiar ați avut mai multe ocazii. Anul ăsta echipa pare să fi fost așa, upgradată, să vină jucători cu mai multă experiență și totuși nu mai vedem acele pase. E o problemă doar de ordin fizic sau e o problemă doar de adaptare a noilor jucători sau e și altceva? S-au schimbat foarte mulți jucători, știți dumneavoastră, au plecat foarte mult, au venit foarte mult și până să creează o legătură între noi va mai dura, cred, acest lucru. Vom vedea pe viitor, sper acest lucru să se întâmple cât mai repede, pentru că dacă ne prezentăm în următoarele meci cum ne-am prezentat astăzi, clar că nu e bine. Știu că e un subiect sensibil pentru voi, faptul că nu se joacă pe Cluj Arena, adică bănuiesc că și asta contează, ok, nu e un factor decisiv, dar... Nu trebuie să ne căutăm scuze. Seara asta au fost cei de Rapid, au fost mai buni, au meritat victoria, trebuie de mâine încolo să punem capul în pământ, să vedem unde am greșit, să revedem meciul, că e foarte important să vedem unde am greșit și să mai facem aceste greșeli pe viitor. Chiar dacă jucăm în deplasare, aceste 5 meciuri jucăm în deplasare, pe care vom reveni acasă. Până atunci va trebui să acumulăm puncte. Te-am văzut foarte supărat, la un moment dat ți-ai luat și cartonaș galben pentru că ai acoperit greșeala unui coechipier acolo. Ați vorbit în vestiar, ești supărat pe anumiți coechipieri la care cu mulți dintre ei ai jucat și la alte echipe și care nu s-au ridicat la ce se așteaptă de la ei? Important e să fim o echipă. Când pierdem, pierdem toți. Când câștigăm, câștigăm toți. Și sunt convins că pe viitor ne vom înțelege mult mai bine și se vor crea mult mai bune situații de joc. Vom înscrie, vom și câștiga și vom fi acea familie care am fost anul trecut. Mulțumesc! Cu drag! Da, ne-am întors în direct și așteptăm acum antrenorii celor două echipe să vedem ce spun după meciul de la Mediaș. Vreau să vă întreb cum vi se pare Rapid cu Bergodi? Ce e diferit, Vio, la Rapidul lui Bergodi față de Rapidul lui Mutu? E de vreme, dar vezi ceva care începe să schimbe în jocul Rapidului față de ce făcea Văd cu Mutu? Văd o echipă orientată mai mult spre atac. Atac. Văd o echipă care încearcă să recupereze mingea cât mai sus, cât mai rapid, pentru a ajunge cât mai repede asta la poarta adversă. Că ceea e ce pe care cere este foarte important. În perioada lui Adrian Mutu, de multe ori Rapid ceda deliberat inițiativa adversarului și se retrăgeau toată în jumătatea proprie sau undeva în treimea neutră, formau acel bloc funcțional destul de greu de penetrat, pentru că, să ne aducem aminte, Rapidul a avut una dintre cele mai bune defensive în sezonul trecut. Mai puțin... Au mai fost acel accident în play-off la Faru. Da. Nu știu dacă au mai pierdut la o diferență de scor mai consistentă în alte jocuri, nu mi-aduc aminte, dar oricum a avut o apărare foarte bună. Dar acest lucru, prin a exercita acest pressing de recuperare sus, ajută foarte mult echipa și drept dovadă că și asta și-au creat foarte multe situații după ce au recuperat mingea. Vedem și la această ocazie a lui Crăjean, mingea recuperată, imediat s-a încercat pasa verticală, pentru că prins apărarea adversarului dezorganizată pe construcția adversarului, normal că echipa se deschide și atunci ai această oportunitate când recuperezi mingea sus să ajungi mai repede și să destabilizez adversarul, să ajungi la poarta lui. Deci asta am văzut. Parcă mai aerisit.
jocul. Mai curajos mai un pic? Curajos, da. Da, și paradoxal, mai sigură apărarea, culmea, deși te ajută schimbarea acest lucru, e... Da, da, ajută că acest tu spuneai lucru. Asta, Radu. Da, știi cum să spun, cea mai bună apărare e atacul. Solidă. Da, cea mai bună apărare e atacul. Dacă okay. pui probleme adversarului, normal că apărarea ta șomează, da. Între ghilimele. Tu, dacă tu ajungi acolo și îi pui în dificultate. Mi se pare ei. Da, o echipă foarte echilibrată. Nu știu, e greu de spus ce înseamnă echilibru în fotbal. Da. Încă e de vreme, totuși. Dar, de vreme să... dar ne dă ideea, într-adevăr, că o echipă foarte, foarte... care începe să contureze o echipă cu un stil de joc, ceea ce e foarte greu. Vorbim de a doua etapă. Dar da. Cred că sunt pe drumul bun, să zic așa, metaforic vorbind, cu Bergodi. Hai să vedem cum e Ucluj, să vedem ce spune Petre după acest meci. După o fază fixă. Repriza a doua, în schimb, am cedat cam total jocul. Temători, am avut foarte multe greșeli de pasare inexplicabile, foarte multe conduceri de balon inutile în propria jumătate. Le-am dat posibilitatea, ceea ce nu am vrut să facem, să vină peste noi. Am mai venit încă un gol după o fază fixă, de fapt un autogol. Și după aceea, prea multe lucruri nu am putut face. Am avut și noi câteva situații, să zic, la 2-0, dar o repriză a doua dezamăgitoare pentru mine. Ce v-a nemulțumit cel mai mult din acest aspect? Poate un pic atitudinea noastră din repriza a doua. Nu am arătat ca o echipă, ca un grup, și adversarul a profitat de acest aspect. Este nevoie de ceva mai mult timp pentru a se omogeniza echipa, chiar dacă este jucător cu experiență? Nu știu dacă este neapărat nevoie de timp. Important e ca fiecare jucător care intră pe teren trebuie să înțeleagă că nu singur se poate rezolva un meci. Ca și grup trebuie să fim o echipă și aici trebuie să lucrăm foarte mult. Sunteți nemulțumiți și de opțiunile pe care le aveți la jucătorul de regulă sub 21 de ani? L-aveți pe Perianu, care totuși joacă pe un post cam delicat, și pe Iani Stoica și pe Albert Hofmann, pe care l-ați introdus astăzi prin minutul 87. Păreți, adică pare că sunteți puțin blocat între acești trei jucători. Da, acești trei jucători avem sub vârstă momentan. Mai e și Chirilă la postul de portar, dar cam ei sunt. Nu suntem blocați. Le-am spus tot la celor trei că cel care se pregătește și merită să joace va juca, indiferent că Perianu nu e pe același post cu Ianis sau cu Hofmann, depinde numai de ei. Nu cred că asta e problema. Problema e la cum ne-am exprimat noi în repriza a doua. Asta e problema mea acum. Mulți jucători cu experiență, mulți jucători, vorbeam și înaintea meciului, dar și pretenții mai mari, bănuiesc că sunt pretenții mai mari față de ce s-a realizat anul trecut. Fără doar și poate, normal. Atâta timp cât au mai venit jucători cu experiență, cum spunea și dumneavoastră, trebuie să se vadă în joc. Nu putem să jucăm doar cu numele. Până la urmă trebuie să arătăm pe teren că experiența pe care o avem sau o au jucătorii este pusă în slujba echipei. Astăzi, din păcate, repriza a doua nu s-a văzut lucrul ăsta, cel puțin repriza a doua. Încă o dată o victorie meritată pentru Rapid. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Da, a supărat Toni Petrea, foarte nervos în timpul meciului și a țipat de câteva ori la jucători. Da, foarte tare. Să fii supărat când pierzi 3-0 acasă și când vezi că prestația echipei pe care o antrenezi este foarte modestă. O echipă cu jucători, experimentați, care astăzi nu au arătat un nivel foarte ridicat în joc. Da, au fost și chiar am remarcat anumite reproșuri, de exemplu Nistor, care reproșează lui Bordeanu că a pierdut o minge și a fost forțat să facă un foul tactic, expunându-se, primind cartonașul galben. Într-adevăr, sunt mulți jucători noi veniți, dar totuși, când ai atâta experiență, parcă și omogenizarea asta ar trebui să fie mai rapidă, spui tu. Poate face mai repede. Rapid. Pentru că toți sunt jucători cu experiență, acum nu le trebuie, nu sunt copii, nu sunt juniori să pierzi timpul, că au meciuri, 200-300 de meciuri în spate, la nivel de Liga 1, deci pot să asimileze mai ușor și ai astfel de așteptări. Că acest amalgam se va crea mult mai rapid. Da, dar cazanul ăsta de la Ucluj se va încinge rapid dacă lucrurile nu merg bine. Absolut. Costi, din păcate rezultatele
sunt cele mai importante, evident, în fotbal, în sport în general. Lumea nu te așteaptă, nu are răbdare. Au aparent, au mai multe așteptări de la acest campionat, pentru că, într-adevăr, au venit jucători cu mare experiență. Paradoxal, au fost cei mai slabi. Paradoxal, au fost cei mai slabi. Pur și simplu, autogolul, bine, se poate întâmpla, dar în mod comic. O să vedem toate fazele imediat. Vătăgelul, să vedem faza lui Vătăgelu și o să vedem și golul lui Duganzic. Îl vedem imediat și pe Bergodi, o să vedem pe antrenorul Rapidului, dar poate vedem faza autogolului marcat de Vătăgelu. Care e explicația pentru această execuție a lui Vătăgelu? Adică mingea a fost pusă în careu pe bara a doua acolo, către Albu. O rea în fața porții, Gorgea normal trebuia să o prindă. Îl încurcă și pe Vătăgelu, care, bun, din acea situație normal, respingi cu piciorul drept. Cu piciorul drept, dar tu dacă nu ai piciorul drept, el fiind jucător de picior stâng, normal, tu pui piciorul de sprijin. A vrut să respingă cu exteriorul? Va fi piciorul, a vrut să respingă, dar normal că există posibilitatea să-ți marchezi autogol dacă cauți să respingi cu piciorul tău de bază în această situație. Păi, bun, dar eu vă întreb, teoretic, cum poate să respingă când e cu fața spre poartă? Doar cu exteriorul atât, nu? Cu piciorul cu exteriorul, bine. Poziționarea e greșită, clar. Da, adică el stă întors spre poartă, cumva, semi-întors spre poartă. Acolo pui piciorul, nu dai cu stângul. Da. Că tu nu poți să-l folosești piciorul drept, dai cu piciorul drept. Când automat dai cu latul și dai spre interiorul terenului, nu dai spre poartă. Și el, cum s-a dus la mingea aia, s-a dus clar să dea cu piciorul lui. Da, dar el fiind stângaci, el foarte bine, un pic de calm, e vorba de o fracțiune de secundă, cu exteriorul putea, fără probleme să e adevărat, e în 2 metri, 1 metru, fără probleme putea să dea mingea, să nu dea autogol. Deci, e practic, își dă cu interiorul, e adevărat, un pic înșelat, între ghilimele, deportat. Dar nu ai voie oricum, adică un pic de... cu o fracțiune de secundă mai calm cu exteriorul sau chiar cu ristul, cum se zice. Da. Se ducea mingea în partea, nu se zicea. E clar că e sigur pentru că acolo, dar uite. Domnule, dai cu piciorul drept, pui stângul și dai cu stângul pentru că acoperi cu latul piciorului mingea și o dai înspre teren. Nu o dai, nu dai cu piciorul stâng înspre poartă. E posibil să-i fi sărit totuși mingea chiar aici, în față? Să-i fi sărit un pic aiurea? Hai să zicem că l-a jenat bun și Gorgea. Nu ai biomecanica de lovire a mingii în această situație. Un dezastru. Okay. Ce să mai... un dezastru. Putea, după vremea mea, să o evite acest autogol. Un pic speriat de situație, nu știu, dar ești foarte experimentat. Ăsta e golul care, practic, cam taie meciul din momentul ăsta. Oricum pierdeau. Da, dar e și modul în care au autogolul și evoluția lor este pur și simplu oglindește perfect acest autogol. Linia defensivă cu mari probleme la Cluj. Viteză, mai ales și axul central. Mitra și Miron. Deci depășit, dacă prind vreun iepure ceva, jucător de viteză, au mari dificultăți și Miron și Mitra. Sunt jucători experimentați, dar sunt lenți. Deci nu știu cât de complementari sunt. Da. Acolo unul ar trebui să fie mai rapid, normal. Da. Când ai un lent, sigur, un fundaș central lent, automat celălalt trebuie să compenseze deficitul partenerului tău și să aibă alte calități, să fie mai rapid, să-l poată dubla, să poată interveni. Sunt cam de același profil. Ceea ce te obligă să stai cu linia de fund foarte jos, probabil, nu? Exact. Că altfel nu poți să stai sus. Bun, hai să vedem. Hai să-l vedem pe Bergodi și ne întoarcem. Bună seara, felicitări pentru victorie. Sunt convins că inclusiv dumneavoastră este surprins de proporțiile scorului, nu neapărat de victorie, dar faptul că ați învins cu 3-0 e perfect, nu? Da, era un meci dificil, dar e normal că sunt mulțumit de scorul. Nu e că a fost pentru mine o surpriză, fără să fiu arogante. E faptul că oricum am avut ocazie și al început meciul, adică în prima ripresă am ratat și ocazie. După al doilea ripresă, la fel, două ocazii într-un minut cu Cârjane și Ibrahim Funjo și după am dat două goluri. Cred eu că băieții au făcut un joc consistent, solid și m-au plăcut foarte mult pentru că era și un teren așa cu iarba mare și greu, moale și s-au chinuit, adică, dar cum au jucat, cum au stat pe teren, m-a plăcut mult și mă bucur și vreau să îi felicit în primul rând.
Ați făcut un pressing foarte avansat, ba chiar unul dintre jucătorii dumneavoastră ne-a mărturisit că le-ați cerut asta să preseze mai sus și că și asta duce la o recuperare mai rapidă și la jocul ăsta, da, ceva da, mai da, productiv. Da, încet, încet lucram asta și mă bucur că băieții au și, din punctul de vedere fizic, au și ținut mai bine controlul jocului și, cum se poate spune, acțiune din partea Cluj și asta, această presiune sus ne-a mulțumit pentru că oricum recuperam mai repede mingea și i-am cerut la băieții, da, e de când am venit, dar e puțin timp, trebuie să lucrăm încă mult pentru a îmbunătăți multe lucruri. În această seară ați avut și câteva evoluții individuale foarte bune, mă refer aici la Cârjan, chiar și la Funcio, chiar și Christopher Brown, care până la urmă a creat acel autogol, jucător care abia a venit. Inspirate transferurile până acum, nu? Sí, da, sigur, sunt mulțumite de jucătorii care au venit, că au luat alții înainte de mine, pentru că eu am găsit acolo acest lot. Se pare că anche și sistemul de joc e bun și echipa bine, adică sunt receptivi și mi place, dar normale. Acum nu e că ne entuziasmam pentru că, dar era foarte important aceste trei puncte, după e adevărat că și un scor așa de mare e bine pentru băieții, pentru moralul, dar era importante trei punti și eu sincer am și frică pentru că era o echipă asta, o echipă de experiență, cu jucători de experiență, că știu bine cum se joacă. Ați preluat o echipă și cu presiune, cu multă pasiune din partea fanilor, dar și presiune care vine, bineînțeles, iminent. Cam unde ați vedea pe Rapid, să spunem, ca să poată fi satisfăcută toată lumea? În afară de titlu, că de titlu nu cred că e cazul să vorbim după două etape, dar... Nu, dar nici de titlu trebuie să vorbim, dar nici de un obiectiv acum, pentru că e clar, adică pentru dar că... Dar clar că se dorește mai mult decât anul trecut. Se știe că se dorește, este presiune, este pasiune, cum a spus dumneavoastră, și din partea suportului, dar și din partea mea, pentru că am venit cu inima deschisă la Rapid, pentru că am fost de 2 ore antrenori aici și e normal că mi place să lucrez aici. Dar normal că acum nu se poate vorbi de un obiectiv. Era important aceste trei puncte pentru că ajungi cu 4 puncte, stai acolo, nu am luat gol și asta e important. Am dat 3 în 2 meciuri, am ratat ocazie și asta e un început bunicel, spunem așa, fără să facem cine știe ce, dar e important pentru că trebuie să stăm acolo, sus. Am vorbit de transferuri, dar bănuiesc că mai așteptați jucători. Dugan, zice, am văzut deocamdată, nu prea are dublură și la fundaș central s-a accidentat Cristea astăzi, l-aveați doar pe Iacob pe bancă, da, adică sunt câteva compartimente. Nu e că nu am numai Iacob pe bancă, pentru am și Dragoș, Grigore și ca fundaș și acest patru jucători, eu sunt mulțumit și nu e niciun fel de problemă, nu am problemă acolo. Probleme măcar sunt că nu avem un dublaj pe, măcar pe Marco Dugan, dar astăzi a făcut un meci foarte bun, mă bucur pentru el și chiar dacă a fost deviată, dar golul el a șutat și asta îi dă încredere, moralul bun. Dar vom face ceva probabil, dar acum ne mulțumim cu vittoria și ne gândim la meciul de vinere cu Botoșani. Mulțumesc! Mersi! Da, ne-am întors în direct. Hai să vedem repede și fazele celorlalte goluri marcate de Rapid în această seară. Primul din corner cu această deviere, Vio. Da, finalul primei reprize, un corner bătut de Cârjan, nu a fost bătut foarte bine. Mingea îi revine, după care oferă acest asist lui Dugandici, care cu șansă șutează, mingea fiind deviată de un jucător al lui Ucluj, intră în poartă. Bun. Fiți atent, vreau să te întreb ceva, Radu. Că aseară am văzut golul marcat de golul 2 al celor de la FCSB, lui, marcat de Olaru. Da. Și spuneai tu, domnule, e târziu cei de la Dinamo la golul... Da, fii atent, vreau să te uiți și să vă uitați amândoi la ce face apărarea lui Ucluj.
la faza asta. Deci aseară au ieșit lent cei de la Dinamo. Uitați-vă, păi da, hai să vedem dacă cineva de la Ocluj iese aici. Nimeni, absolut nimeni. Nimeni. Vreau să nici pe respingere nu au de acolo. Deci ei stau ca, deci vreau să completez pe țestoasă așa în fața porții. Da, absolut. Vreau să completez. Într-adevăr, după părerea mea, ok, e adevărat că s-a respins, dar nu întâmplător este acolo el. Da, da, da. Este un stângaci și evident că au lucrat un antrenament. Într-adevăr, păi este o mare problemă, din păcate, în fotbalul românesc, în fotbalul occidental este cu totul altceva. Lipsește, într-adevăr, ce se întâmplă? Jucătorii lui Cluj, e foarte simplu, nu e descoperit apa caldă. Da. Jucătorii lui Cluj se uită numai la minge și nu, bineînțeles, e foarte greu, se numește vederea periferică, se numește astăzi. Adică nu se uită și la minge, dar și la adversar. Pe cine trebuie să marcheze? E foarte dificil. Nu au această cultură, evident. Se uită toți la minge, îl lasă pur și simplu. Deci Dugan zici liber, pleacă liber, de 3 secunde, deci, de 4 secunde, se desprinde, care de 16 metri vine, își deschide unghiul, deci, pentru șut. Deci aici, acolo. Exact, deci aici trebuie să, într-adevăr, e vorba de o lipsă de atenție, okay, de concentrare, de neagresivitate. Da. Aici trebuie să lucreze Mister Toni. Ceea ce au arătat astăzi. Deci Ucluj astăzi a fost, exact, o echipă fără agresivitate. Exact, exact. O echipă lentă, prin prisma jocului propus, greoaie, bătrânească, o circulație, păi, o circulație a adus niște jucători, da, bătrâni. Deci, da, acum, exact, oglinda acestui joc, evoluția lor, o vedem aici, e târziu, fac pasul în față târziu de acolo, nu știu de foarte ce, bine rămân bine în careu de 6 metri și așteaptă ce, deci, să se activeze. Nu este Dugan nimeni. Nu este aici nimeni. Sperăm ca Mister Toni să-și dea seama de această greșeală, pentru că se vor mai fi aceste situații cu siguranță în următoarele meciuri. Cu siguranță. Deci aici trebuie să lucrezi la această agresivitate. Ce înseamnă? Că asta e vorba de antrenament. Trebuie să-i obișnuiești și să-i antrenezi pe jucători să fie agresivi. Imediat să fie ca câine aia, un pic în haită. Dom'le, mă duc, atac mingea, mă duc, nu-mi las, eu știu, atacantul sau nu-mi las jucătorii să adverse să intre în posesia minge cu ușuiță. Aici este ceva, Radu, impresionant. Așa. Deci, am niște semne de îndoială. Pentru că la o anumită vârstă, da, cam greu da, mai faci, da, pe jucători să deprindă această agresivitate. Da, aici, aia, da. Deci sunt unii jucători. De ce zice asta, Viu? Pentru că sunt unii jucători obișnuiți de prima cu lipsa tinerețe. Ah, okay. Nu. Asta o ai deprinsă. Dacă nu ai, vei juca într-un singur ritm. Aici Miron greu respinge cu capul în funșo. Mă rog, se mai întâmplă genul ăsta de... Dar, Radu, spuneai tu că e ceva îngrozitor aici, sau, cum ai spus, fantastic. Nu, la primul gol. La primul gol am crezut că ai zis de faza asta, deci, aici, ceva. Dugan, deci, aici, să, poate să facă și să jongleze, să facă ce vrea cu mingea. Și aici, Radu, la fel. Cum se bagă sub minge, da, stai, cum, fundașul central, Miron. Miron, da. Respinge, unde? Ia să vedem, da. Respinge în jucătorul advers. Nu, dar sare pe lângă ea, de fapt. Pe sub ea mai degrabă. Se bagă, da, sub ea. Da, nepermis acolo, în 6 metri, bine. Am greu să te înalți de la urmă. De ce? De ce zici asta, Vio? De ce? De ia ce zic? Greu. Nu, no, n-ai voie. N-ai timing. N-ai timing, este? Păi uite, ești tu. Dar uite că s-a retras totuși, uite, da, ce bine se retrage. Se retrage, ok, dar vrea ieși din axul central acolo. Yes, la fel, sunt atenți doar la minge. Nu caută să vadă ce se întâmplă în spatele lor, să se informeze, să-și ia poziția de a se putea apăra. E... Da, să știi că totuși mă uitam acum la fizicul lui Miron. Este prea ieșită. E mai fit decât în alte momente ale carierei lui. Totuși, în seara asta a apărut, așa a apărut. Chiar dacă n-a sărit la faza asta. Deocamdată, dar poate că cu timpul se mai rezolvă și chestia asta. Mulțumesc mult de tot, Radu Vio, pentru prezența în această seară. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Noapte bună, toate bune, numai bine.